Pentru astăzi am ales să vorbim despre proprietățile terapeutice ale unui nou fruct. De această dată este vorba de gutuie. Colorate parcă de însăși gazda lor, toamna, gutuile au fost abandonate undeva în drumul nostru nu numai pentru plăcerile papilelor gustative, ci și pentru beneficiile medicale pentru care sunt recunoscute și aplaudate la scenă deschisă. Indiferent cum le exploatăm, crude, coapte, uscate, fierte, gutuile își păstrează proprietățile și acționează pozitiv asupra organismului. În primul rând, ele pot duce în spate un întreg sistem imunitar, mai ales în sezonul rece. Apoi, fără vreo pretenție, îmbunătățesc sistemul digestiv și cel respirator și mai mult te ajută să scapi de acnee. Câteva bucățele de gutui adăugate într-o salată de legume sau de fructe reprezintă un stimulator pentru digestie. Proaspete, gutuile sunt remedii naturiste pentru buna funcționare a ficatului, dar și pentru afecțiunile psihice. Iar pentru pacienții aflați în etapă de convalescență, preparatele din gutui, precum gemul, jeleul, siropul, cu aroma lor specifică, pot fi adevărate stimulente. Mai mult, în camera bolnavilor este indicat să se țină pe masă cel puțin 2 gutui. În urmă cu mult timp, gutuile erau folosite de romani, dar și de greci, pentru întărirea sistemului imunitar. Iar strămoșii noștri știau foarte bine de ce luau anumite decizii. Gutuile au un conținut bogat în săruri de fier, potasiu și magneziu. Pe lângă aceste întăritoare, vedetele toamnei se bucură de prezența principiilor bioactive, precum taninul, pectinele și de influența vitaminelor A, B, C și PP. Tanina, în combinație cu pectina, întreține sănătatea mucoasei digestive, iar antioxidanții din gutui sunt un real sprijin pentru radicalii liberi, reducând astfel riscul de cancer. Un alt atu al gutuilor pleacă de la concentrația mare de potasiu, care scade presiunea vasculară. Specialiștii au atribuit gutuilor 100 de proprietăți, printre care se numără și acțiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică și expectorantă. Cu forma lor bivalentă între măr și pară, gutuile mâncate dimineața pe stomacul gol întăresc gingiile și ajută la remineralizarea dinților în timp ce elimină toxinele din organism și te scapă de oboseală. Vitamina C din compoziția unui suc de gutui este un remediu pentru răceală, gripă și încetinește procesul de evoluție al microelementelor care favorizează hepatita. Un pahar de suc de gutui este recomandat zilnic înainte de masă timp de 30 de zile celor care suferă de astenie, celor cu probleme respiratorii, cardiacilor sau astenicilor. Substanțele pectice din gutui sunt esențiale în reducerea colesterolului. O tartă care conține semințe de gutui poate contribui la vindecarea tusei urmată de o expectorație cu sânge, a astmului, a diareei sau hemoragiilor uterine. De asemenea, pentru tuberculoză în fază incipientă, traheită, bronșită sau angină pectorală, este recomandat să vă folosiți tot de semințele gutuilor. Gutuile stimulează de asemenea pofta de mâncare, tocmai de aceea sunt impuse în dieta copiilor mofturoși sau anemici, în combinație cu miere de albine, morcov sau mere. În vremuri străvechi, femeile scăldau copiii prea slabi sau persoanele bolnave în decoct de gutui, acesta fiind un tratament pentru anemie, mai precis pentru activarea poftei de mâncare și a forței fizice.